Puțin au fost lătinenii care au renunțat la mașină pentru a merge pe jos sau cu bicicleta. Astăzi am sărbătorit fără mașini în cadrul săptămânii mobilității, dar de fapt această zi a fost marcată doar de cei de la Agenția pentru Protecția Mediului, care au ales să vină pe jos la serviciu. Este ziua în care noi ne-am deplasat la serviciu fără mașini, dat fiind faptul că am considerat că exemplu nostru ar putea fi demn de urmat și de către ceilalți, cel puțin cei care sunt în jurul nostru. Sletinenii care astăzi au pedalat sunt cei care fac zilnic acest lucru din nevoie sau pentru menținerea sănătății. Merg zilnic pe bicicletă. Asta pentru mine a devenit un sport. Îi îndemna și pe ceilalți să meargă pe bicicletă? Bineînțeles. Cine vrea, cine are plăcerea, categoric, e pentru sănătatea lui dacă face sportul ăsta cu bicicleta zilnic. Din păcate, sunt nevoiți să facă slalom printre mașinile din trafic sau printre pietoni. Este o problemă și faptul că nu avem piste pentru bicicliști? Vă deranjează acest lucru? Este, categoric este. Municipalitatea așteaptă răspuns de la Agenția de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru proiectele pe care le-a depus în acest sens. Printre acestea se numără și cel ce include amenajarea unor piste de bicicletă în 4 zone ale orașului. Referitor la elaborarea și amenajarea de piste de biciclete pe rata municipiului, acest proiect reprezintă o prioritate. Noi deja am identificat zonele, mai exact străzile din municipiu, unde s-a observat în ultimii 2 ani o creștere accentuată a traficului, mai bine spus a circulației pe biciclete. Vă pot menționa ca exemple străzile Cireașov, Cornișei, Oituz, zona Progresul. În acest sens, noi căutăm ca să încercăm să amenajăm pe aceste străzi, acolo unde va fi posibil, piste de bicicletă pe un sens. Slatina este unul dintre cele mai poluate orașe din județ, mai ales din cauza firmelor de pe platforma industrială, dar mai ales ca urmare a numărului de autoturisme din trafic. E necesar, imperios necesar, ca noi toți să conștientizăm că un mediu curat presupune o mașină în minus. Săptămâna Europeană a Mobilității a fost sărbătorită pentru al 16-lea an, iar tema acestei ediții a fost mobilitatea nepoluantă, partajată și inteligentă. Dacă în alte județe această săptămână a fost marcată prin diverse acțiuni, în Olt totul a trecut neobservat.